Zece ani. Atât a durat calvarul declanșat la adresa unor finanțiști și polițiști de excesul de zel al unui procuror de icot. Acesta a făcut pe 12 decembrie 2012 mai multe percheziții și a emis mai multe mandate de aducere la audieri a circa 20 de persoane, angajată ai fiscului în frunte cu cei doi adjunți Florin Bâlteanu și Ion Încescu, polițiști și oameni de afaceri, pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție. Ei au fost ridicați la vremea respectivă chiar din propriile birouri și au stat luni bune în arest. Ieri, magistrații craioveni au decis achitarea majorității celor puși sub acuzație în frunte cu cei doi directori Florin Bălteanu și Ionencescu. Dreptatea făcută de judecători nu poate șterge umilința prin care au trecut acești oameni, dar și ceilalți inculpați. Pentru cei mai mulți dintre inculpați din acest dosar, magistrații Curții de Apel Craiova au menținut decizia instanței de fond, Tribunalul Dolj, de achitare. Astfel au fost achitați Florin Bâlteanu, Ion Encescu, Gheorghița Prunișoară, Anastasia Lioveanu, Stănescu Stadian, Ion Silviu Bălțoi, Florin Anton, Marin Mihăilă. Și polițiștii implicați în acest dosar au fost achitați, deși de o altă instanță, cauza lor fiind disjunsă din dosarul principal. Singurii care au fost condamnați au fost Gheorghe Bădiță și Iulian Marius Toma, la câte 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Instanța a dispus ca omul de afaceri Gheorghe Bădiță să plătească despăgubiri civile în valoare de 790.316 lei, în solidar cu firma Secemar Confesa.